Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Cred că ultima din acest an, dacă nu se va mai întâmpla cine știe ce tărășeni astăzi sau mâine. Evident, nu puteam termina anul fără o emisiune alături de domnul profesor Mircea Costache, unul dintre oamenii de bază ai acestui post, căruia țin să-i mulțumesc și eu de la începutul acestei emisiuni pentru ajutorul dat peste an în realizarea acestei emisiuni. Vă salut, domn profesor, și mulțumesc frumos, ca de obicei, pentru prezență. Vă mulțumesc și eu pentru găzduire și celor care au avut răbdare și înțelegere față de aserțiunile pe care le-am pus noi în undă în anul acesta, aceleași mulțumiri. Bun, această ultimă emisiune o dedicăm, zic eu, celor mai importante evenimente sau interesante evenimente ale anului 2014. Mi-am făcut eu o listă, m-am pregătit astăzi toată ziua cu lucrurile mai interesante, mai importante din fiecare lună anului 2014. Au ieșit destul de multe evenimente la inventar, astfel încât cred încă din startul emisiunii că nu vom reuși să ajungem până la final, eventual, dacă va fi cazul, mai reluăm emisiunea și la anul cu ultimele luni din 2014. Începem așadar cu luna ianuarie anului 2014. Vom prezenta imediat și o știre. Am considerat că asta ar fi cea mai importantă din luna ianuarie sau, încă o dată spun, poate mai interesantă. Tot în luna ianuarie, mai spun încă de la început, avem prima condamnare a unui parlamentar buzoian, domnul Coman, Gigioacă, cum îi spuneau prietenii, sau Răutăcioșii, un an cu executarea, a fost un eveniment la momentul respectiv. De asemenea, în luna ianuarie s-a dat o notă de 4 pentru lucrătorii de la drumurile naționale pentru întârzierea în dezăpezirea drumurilor naționale. Situația s-ar putea repeta, bine, la o scară mai mică cu ce s-a întâmplat ieri sau poate în săptămânile următoare din acest an. Am mai avut tot în ianuarie 2014 o știre de bine începuse. Eutanasierea câinilor maidanezi. Erau promisiunile edilelor acestei urbe că 2014 sau se decretase că anul 2014 va fi cel al în care municipiul Buzău va fi liber de câinii maidanezi. Evident că nu s-a întâmplat așa. O veste proastă pentru iubitorii sportului în ianuarie 2014. Tocmai ce promovase în prima ligă, aveam și noi o echipă în prima ligă națională, singura de altfel, echipa de rugby din Buzău, care în ianuarie, în loc să se înscrie în noua ediție a Superligii printre cele mai bune echipe, s-a desființat. Știrea pe care am ales-o eu ca fiind numărul 1 din ianuarie este legată de schimbarea prefectului de la momentul respectiv, domnul Gabriel Baltă, care a plătit pentru faptul că nu a știut să răspundă la câteva întrebări simple ale jurnaliștilor din momentul respectiv. Haideți să vedem știrea și revenim apoi cu câteva comentarii legate eventual și de știre și de celelalte evenimente mai importante ale lunii ianuarie 2014. Prefectul de Buzău, Gabriel Baltă, a mers astăzi împreună cu vicepremierul Liviu Dragnea și cu ministrul apărării Mircea Dușa în localitatea Vadu Pașii, grav afectată de ninsori și viscol. Întrebat de jurnaliști dacă știe câte localități mai sunt izolate la acest moment în județul Buzău, prefectul a spus că mai sunt 5 comune izolate, dar întrebat care sunt acestea, el nu a putut preciza. Câte localități sunt izolate în județul Buzău în acest moment? În momentul ăsta sunt 5 localități izolate. Facem raporturi să... Nu le cunosc, că n-am lista acum. Nu sunt 5 localități nu izolate, știi, comune să nu le... Domnule, se lucrează acolo. Domnule, ce vreți, stau care să sunt comunele din județul dumneavoastră? Vă punem o întrebare foarte simplă. Deci știți foarte bine... șeful comandamentului deci știți... de urgență. Da, știți foarte bine. Am Brădeanu, avem Vâlcelele care e izolată. Atât, a zis că sunt 5. Și mai sunt 3, nu le cunosc pe toate în amănunt. Deci noi facem... Cine le știe, domnul prefect, dacă nu dumneavoastră? Nu este să lucrează acolo. Păi unde se lucrează? Când va începe din nou viscolo, unde le masați? Câte puncte vor fi? Deci utilajele lucrează până mâine dimineață, în continuu. Până când va începe viscolo, dacă nu se mai poate, atunci mai se lucrează. Drumuri blocate, știți câte aveți acum?
Mai sunt 5 drumuri județene blocate. Încercăm până de seară, până mâine dimineață să le deblocăm. Care sunt acelea, domnule prefect? Sunt la Consiliul Județean. Prefectul nu a reușit să dea răspunsuri concrete nici când a fost întrebat despre utilajele din teren sau drumurile blocate din județ. Întâmplă cu utilajele care nu au motorină și care sunt trase pe dreapta, repet, la scutelnici. Vă informați de acolo? La scutelnici sunt două mașini care au lucrat toată noaptea și acum sunt oprite. Într-adevăr. Oprite din ce cauză, domnule prefect? Oamenii care muncesc pe aceste utilaje trebuie să mai și odihnească. Nu aveți schimburi? Nu aveți oameni suficienți? Nu cunosc eu amănunte pentru că... Dar nu sunt amănunte, sunt date esențiale, să știți. Sunt esențiale, dar aceste date vi le pot da cei care administrează sunteți aceste mașini. Sunteți cel care comandă comandamentul de urgență al județului. Nu pot să știu eu. Am câte freze aveți despre, în județ, domnule prefect? Despre fiecare mașină nu pot să știu eu. Câte freze aveți în județ? Nu am acum să vă dau, că nu pot una să țin minte. Una stă degeaba, vă spunem noi. Prefectul Gabriel Baltă a fost atenționat de vicepremierul Liviu Dragnea cu privire la atitudinea sa și i s-a cerut să fie mai impunător și a plecat. Da, am văzut această știre cu o suită de greșeli, de lipsuri considerate până la urmă impardonabile și atât la Buzău cât și la București. După difuzarea acestui material sau a unui asimilar și posturile naționale, domnul Balt a fost schimbat din funcția de prefect. În locul dânsului fu numită câteva zile mai târziu doamna Maria Buleandră, în continuare în această funcție. Imaginile astea cu zăpezile le-am văzut și noi zilele trecute sau ieri, chiar și acela Campus TV. Din nou autoritățile locale s-au bâlbâit, s-au închis drumuri județene și drumuri naționale, deși erau la negru, dar iată, de data asta încă n-au venit asemenea consecințe. Domnul profesor, vis-a-vis de acesta și celelalte evenimente enumerate de mine mai importante din luna ianuarie 2014. Îmi mențin punctele de vedere exprimate la vremea respectivă și făceam atunci referire la faptul că cine accede în funcții publice e obligat să aibă abilități de comunicare. Nu poți să te afli undeva într-o instituție publică, că e prefectură, primărie, Consiliul Județean, altele, fără să ai această deprindere, această îndemânare de a comunica cu publicul, cu presa, cu ziariștii, de a furniza informații, de a avea minimum de documentare în domeniu, pentru că ai surse, ai oameni la dispoziție care să-ți pună pe masă tot ce trebuie. Fost emoționat la momentul un pic de organizare, respectiv. Un pic de prezență de spirit și mai ales aptitudini, abilități de comunicare. Una, a doua, cei care l-au promovat știau că omul are niște calități inginerești, cadru tehnic, alte aptitudini și probabil că știau și faptul că nu este foarte înzestrat pentru comunicare publică și că instituția prefectului are această componentă. Așa. Și așa cum se face la noi și am făcut atunci referire și fac și acum și voi face de fiecare dată că una dintre carențele societății românești este selecția cadrelor. Nu se promovează în diferite funcții, în diferite locuri, omul cel mai potrivit. Că avem încă competențe, valori, dar sistemul e atât de viciat, de corupt, de mizerabil, de promovarea cadrelor, încât nu ajunge în funcția publică respectivă unul dintre cei care pot face binele public, de la care se așteaptă de la acea instituție. Da, vis-a-vis de condamnarea lui Gheorghe Coman, deputatul buzoian, un an cu executare, n-a făcut până la urmă un an, decât înțeleg eu doar vreo 9 luni, este în momentul ăsta în libertate, cred că s-a săturat domnul Coman de politică și nu vrea să mai audă de așa ceva, oricum n-a fost pentru dânsul și a intrat făcând o mare greșeală în politică. Da, cel puțin motivul pentru care a făcut închisoare, dacă cineva ar lua, este derizor. 30 de milioane, parcă, sau mai puțin, fumita. Oricum, 3.000 și ceva de lei. Era și cu 40 de lei și 50 de bani sau așa ceva, pentru că atâta era de plătit la un restaurant unde mita nu se dă așa, cu 0, și cu mărunțiși din asta. Acolo el a căzut într-o plasă, dintr-o neglijență crasă, mai ales că e un om care a mânuit bani ca lumea și tot așa cu drumuri, cu desăpeziri, cu mijloace auto, cu sărărițe, cu toate. A mânuit bani la vremea lui, așa încât ăsta era un, cum să spun eu, un izilic. Un nimica, pentru că s-a considerat omul
în postura de a pune oameni pe funcții din partea unui partid de guvernământ și a zis, domnule, dacă tot îl pun pe el acolo, să plătească dracului și el ceva de nota aia de plată la cărciumă, că era și cu 40 de bani și cu 400 de mii, cu un rest acolo. Mă gândesc acum, domn profesor... Ăia deștepți ca să-l lucreze, nu s-au dus să plătească la restaurant, a venit să-i dea banii lui în mână ca să-i înșineze chestiunea. Deci omul a căzut dintr-o neglijență și dintr-o lipsă de știu eu, de perspicacitate, de minimum spirit de conservare, de autoconservare și de prevedere. A căzut într-un fleac atât de mărunt, atât de minor, de ridicol la un moment dat, pentru un mărunțiș din ăsta să te lași alergat așa și câteva luni de pușcărie. A făcut o greșeală, alții și-au făcut mendrele, au arătat societății românești. Iată, am arestat parlamentarii. Deci nu despre asta știu oamenii. Responsabilitățile în țara asta sunt pentru cine a înstrăinat munți de aur, rezerve de petrol, cine a dat combinate la fier vechi, cine se întreabă azi unde e tractorul românesc, am avut o fabrică și pe locul lui tractorul sunt niște moluri, ca să nu mai ne chinuim noi să arăm, să semănăm. Ce tractor, domnule? Ăla molul ăla care l-a făcut în locul uzinii tractorul, e de acolo, țelină olandeză, ce să mai are, să mai zic. Și toate produsele agricole ale altora le aduc ei pe molul ăla în locul lui tractorul. Deci, vreau să vă spun că bubele, racilele, responsabilitățile, dacă e vorba de parlamentari, de senatori, de deputați, de miniștri, de prim-ministri, de președinția statului, responsabile sunt altele decât faptul că ăsta a fost atât de lacom și de așa încât l-a pus pe un tip să plătească o notă de plată pe la cărciumă de un mărunțit și a făcut pușcării. Din punctul ăsta de vedere, domn profesor, iată, a început încurajator anul pentru cei de la DNA, acela Buzău. Am mai avut parte, ne aducem aminte, de fostul prefect Paul Beganu și mai nu, acum e încă caldă știrea cu Cristi Bugiu, președintele Consiliului Județean. Deci a început bine anul. Nu știu de ce, dar pe Cristi Bugiu l-aș băga cu de-astea de-a lui Coman, aia cu care l-au luat. Adică la chestia de rizorie. Între alea stau afacerile lui sau altă? Da, mizilicuri. Bun, haideți să mai și distrăm puțin în această emisiune. Tot în ianuarie am avut un caz puțin comic, un domn care a venit la noi la redacție, i-am spus noi la momentul respectiv povestea ouălor sparte. Haideți să ne distrăm puțin. Da, asta era beat în piață. Juca fotbal cu cartonul de ouă. Da, trecem peste această știre, mergem mai departe la o știre serioasă. În luna februarie am selectat eu aici. La nivel național s-a rupt USL-ul, da? O știre bombă la momentul respectiv. Cea mai veche moașă de la maternitatea buzoiană s-a pensionat, doamna Zoica Radu, și m-am gândit eu să prezint din luna februarie o știre legată de comuna Luciu, care arată impecabil, a zice eu, la Luciu aproape ca la oraș, o știre care ar trebui să le dea de gândit și de făcut primarilor celorlalte comune din județul Buzău. Haideți să vedem această știre de la Luciu. Luciu este una dintre comunele sărace ale județului. E la distanță de Buzău, iar localnicii își găsesc greu un loc de muncă. Cu toate acestea, Luciu este pe primul loc în județ în privința infrastructurii. Ulițele din comună s-au transformat în străzi după ce au fost asfaltate integral. Rețeaua de străzi asfaltate măsoară 11 km, iar cea de trotuare se întinde pe 3 km. Localnicii sunt evident încântați pentru că au scăpat de noroiul de pe ulițe. Bărbatul meu era tractorist, duce muncitori la fermă la Cilibia și era roatele așa băgate în pământ. Și acum? Acum suntem domne. Vorba la nepotul meu. Acum dorim de la Sima Băcar că trece bacele și face baligă de acolo, ca la oraș și noi. Drum de țară. Drum de țară. Acum s-a făcut că a fost fondurile astea europene. Da. Sunteți mulțumiți? Suntem mulțumiți, cum să nu fim. Greu, foarte greu. Acum e o plăcere să mergi, să-ți iei un toc, mai ales sunt noi doamnele. Da, este foarte bine, sunt mulțumită, cred că toată lumea este super mulțumită, da. Pentru copii cum este să... Foarte bine, pentru că pot merge pe trotuar. Altădată mergeau pe acolo și era riscant. Da, este. Ne-a făcut domnul primar foarte frumos, să știți. Cum era acum câțiva ani? Până să nu intre el primar? Așa cum era.
Era șoselele, drumurile rele, grele. Acum nici n-a trăit, și noi că suntem bătrâni și neputincioși, zicem, dacă n-am avut și noi când eram mai tineri și ne era drag. Foarte frumos a făcut. Avem un primar din nota 10. Asfaltările și trotuarele în comună s-au făcut pe parcursul a 6 ani. Banii au provenit din bugetul local, dar mai ales de la Guvern și Uniunea Europeană, grație priceperii primarului. Drumurile, deci, au costat undeva la 50 de miliarde și a fost realizate prin Program Național de Dezvoltare a Infrastructurii, realizat în anul 2013, trotuarele cu o investiție de aproximativ 5 miliarde, aici vorbesc numai în banii vechi, realizate prin bani de la Uniunea Europeană. Tot în ultimii 10 ani în comună au fost renovate școlile, a fost înființată o bază sportivă modernă și s-a pus la punct sistemul de alimentare cu apă. Caruna, cum e grădinița? Vă place? Da, ne place. Sunt foarte condiții frumos. Bune? Sunt foarte bune condiții. Da, avem toate condițiile. Iau, dacă spune și nepotul că avem toate condițiile. Foarte bune. Școala de la Luciu și școala de la Caragele, cu investiții de la Banca Mondială, cea de la Luciu, în valoare de 14 miliarde plus 3 miliarde care a fost din fonduri proprii pentru toaletă și câteva spații care erau necesare pentru depozitarea materialului lemnos. Iar cea de la Caragele a fost reabilitare cu fonduri proprii aproximativ 3 miliarde. Baza sportivă realizată din fonduri proprii, unde ne-au costat aproximativ 3 miliarde de lei, plus investiția pentru terenul de fotbal, unde, să zicem, la vreo 100 de milioane, tot bani vechi. Mai avem iarăși ca investiție sistemul de alimentare cu apă realizat în perioada 2009-2010 cu fonduri guvernamentale. Comuna Luciu, una de altfel săracă, poate servi oricând de exemplu suratelor din județ pentru modul în care au fost atrase sursele de finanțare externe. Pot spune că este o muncă titanică. Trebuie într-adevăr să avem grijă în primul rând de proiectele care sunt realizate, ca acele proiecte să fie la standardele pe care le cer acolo unde noi le depunem. Aici mă refer la proiecte guvernamentale, mă refer la proiecte de la Uniunea Europeană, mă refer la proiecte de la Banca Mondială unde am realizat și toate acestea, bineînțeles că necesită foarte multă muncă. Activ, priceput și ambițios, primarul din Luciu urmărește alte proiecte pentru comunitate. Prioritatea are renovarea fostei școli, ce se va transforma în after school pentru copiii săracei comunei. Da, am văzut și acest material din comuna Luciu, din județul Buzău, undeva la câmp. Am văzut că au acolo apă, canalizare. S-a ocupat domnul primar și de educație, grădinița, școala, ați văzut cât de bine arătau. Au și asfalt, da, din acest an și se vede treaba, domnul profesor, că acolo unde există un primar gospodar, se poate face și treabă în ciuda resurselor destul de limitate care vin de la centru. Domnul primar a știut să atragă fonduri guvernamentale și fonduri europene. Dom'le, noi l-am apreciat la vremea respectivă, dar să se înțeleagă, pentru că ne-au înțeles greșit atunci. Dom'le, l-ai dat cu capul de cer. Am spus, domnule, într-o mare de oameni irresponsabili care își petrec mandatul de primar după ușă în cărciubă, cu niște acoliți pe lângă el care mimează că fac lucrări, 2 mistrii flici pe Căminul Cultural, sute de milioane mâncați, 3 mistrii pe la școală. Deci, acolo unde știm că lucrurile sunt atât de lucrurile rele, atât de extinse, atât de generalizate. Când găsești aici colo un om care are altă ordine de priorități și se mișcă altfel, atunci chiar trebuie apreciat, pentru că avem temei. Că e departe, că e mult până departe ca să dezvolți satul românesc, să-l aduci la standarde europene, ca să vorbești cu adevărat despre o urbe așezată, sistematizată. Ai făcut asfalt. Făcând comparație cu ce? Da, cu comunele din vest. Ai avut pe lista ta de priorități asfalt și trotuare. Foarte bine. Alimentare cu apă, ca lumea, nu e empirică. Se poate să meargă la mașina de spălat, se poate să meargă la sisteme de încălzire, se poate să meargă așa. Sunt unii care au adus apă acolo. Să țărâie ceva cu nisip, cu nu știu ce, cu mormoloci în curte, ca zic că au apă.
nu este de bună calitate, nu este la parametrii tehnici de presiune ca să poată fi folosită pentru ridicarea gradului de confort și de civilizația cetățeanului. Deci alimentare cu apă nu e așa un cuvânt. După aceea ai vorbit de canalizare. Eu nu știu dacă au și canalizare, că e o treabă pretențioasă. Așa, nu se vorbește despre, în satul românesc, despre colectarea gunoiului menajer și depunerea la o rampă amenajată ca să nu infestezi mediul și oamenii să nu stea cu toate mortăciunile și toate mizerii pe curți și să le mai dea foc din când în când în mijlocul drumului. Urmează asta, am înțeles că domne, sunt ultimii pași, masterplanul este aia. Școală, dispensar, biserică și ăia care fac magazine, ori fie ei privați. Dar una este ca el să nu fie ajutat unde se poate, să fie într-o zonă centrală, cu niște condiții în legătură, în cooperare cu primăria, și alta e să facă pe o fundătură de uriță, de greu accesibil, ca să-ți piară cheful de o pâine. Deci până la acolo. Există oameni în lumea satului care n-au unde să-și țină mașinile agricole. Trebuie cu primar foarte elastic, domnule, ăsta lucrează pentru el, că e om de afaceri, dar lucrează și pentru comună, că pâinea oamenilor aici este. Hai să vedem unde putem să facem un parc de mașini, unde și pot aștia. Sunt atât de multe lucruri, noi nu le putem epuiza acum între ei. Pentru un primar serios, e un început acolo. Lucrurile sunt mult, mult... Am văzut că a făcut și teren de sport, de fotbal. A făcut el și o bază sportivă și un teren de sport. Probabil că se va ocupa probabil și de serviciile, să asigur servicii mai bune de construcții, de frizerie, de cizmărie, de brutărie, de ceva. Probabil că agenda e mare. Când vrei să fii acolo gospodar adevărat și să te consulți cu obștea și cu consilierii, e mult până departe. Și din cauza asta noi l-am apreciat ca pe un semn că se poate să se miște un edil și în sensul dezvoltării și în sensul luării în serios a atribuțiilor pe care le ai, nu numai cu mica mare descurcăreală și cu prăduirea banului public. Am mai avut o știre, mi-aduc aminte, undeva în jumătatea anului, lăudam la momentul respectiv și pe primarul din Brădeanu, măcar pentru modul în care arăta comuna. Era vorba de o respectiv. Estetică acolo, cu care, cu flori, cu nu știu ce, cu așa, care ziceam noi că la ochi, așa, ca element de noutate față de mare neglijență din jur, când vezi că... Putea fi decretată cea mai frumoasă comună. Putea să, așa, pe de altă parte, elementele păreau unele cam de import, nu prea erau un specific local. Da, haideți să luăm și un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara, domnul Tereacă! Dumneavoastră și distinsului invitat. Bună seara. Da. Am sunat pentru a vă felicita din toată inima pentru emisiunile realizate împreună cu domnul profesor Mircea Costache. Mulțumim frumos. Vă mulțumesc. Pentru că am constatat sincer că puneți punctul pe i. Încercăm și noi. Da, și să vă urez din toată inima multă sănătate acum la sfârșit de an și un an nou fericit. Da. Mulțumim frumos, același mesaj îl transmite și noi către dumneavoastră și către telespectatorii noștri de zi cu zi. Și să avem cu toții parte de știri care să ne prilejuiască atitudini mai încurajatoare față de acelea pe care am fost nevoiți să le comentăm în 2014. Felicitări și să o țineți tot așa. Vă mulțumim pentru receptivitate. Da, mulțumim frumos pentru intervenție. Haideți să și zâmbim puțin. Punem în undă în minutele următoare povestea ouălor sparte. Este un bun, că l-am plătit. Și câte ouă ați cumpărat? 30. Un platou. Mi s-a dat 3. Când le-a băgat în plasă, s-a spart. Uite, s-a scăpat, că nu sunt astea, sunt de la ei. Nu e ale mele. Platoul ăsta. Nu mi l-a dat spate. Când a pus, s-a dus drag cu toate. Cum? Deci mi l-a pus în platou. Am mai pus, uite, așa ce le vedeți. Da? Așa, deci eu iau un platou. S-a făcut 3 platouri. Vrei? Fii vede, vrei, nu mă agita că eu sunt deștept, vrei. Și după aia? Ha? Și după aia? După aia, când ne-a pus aici, s-a scăpat, că... Dacă le pui așa, nu se scapă. În loc să mi le pună într-o pungă, să-mi spună acum. Bun, și nu, asta nu i-a spus, domnule, dar stați puțin, că mi-a spus adică, foarte. Știi ce înseamnă asta? Ai document? Ai document că le-a spart ea sau eu? Păi aici e o chestie delicată. Ne prusim unul la
Domnule, vrei, ascultă la mine. E niște chestii delicate aceea. Adică în momentul când le-ai pus așa, ai document, cine să pune martor, sau cine, da? Eu ți-l arăt așa, pune-l în pungă. Dacă era punga, e un singur document, televizionul acum, care e cel mai tare. Documentul real este unul, punga și cu timbru care se plătește. Se documentează că mi l-a dat pe ăla. Eu n-am pe ăla. Uite, am plătit, dar pe bun. Da, am văzut și acest moment umoristic, savurat, iată și acum. E de actualitate. Da, chiar. Deși a trecut un an, aproape un an de atunci. Să citesc și un mesaj interesant venit din partea unui telespectator. Urmând exemplul domnului Balta, ar trebui și doamna prefect să zboare din funcție. Nu este posibil să închizi DN2B Buzău-Brăila când nu era decât un strat de gheață pe el și în loc să pună mașinile pentru dezăpezire, să dea cu nisip și să dea drumul la circulație, au pus poliția să blocheze și proștii să stea în drum, cu toate că puteam ajunge liniștit acasă pe drumul respectiv. Deci zice domnul nostru, telespectatorul nostru de la Buzău la Brăila. Am mai avut semnale de la Buzău la Ploiești și mai ales de la Buzău la Brașov, pe DN10, că se putea circula. Dar o decizie controversată luată ieri de către autoritățile locale cu blocarea drumurilor și astea județene, deși pe unele puteai merge liniștit și cu bicicleta. Dar pe de altă parte ni s-a spus, domnule, uite, am închis drumurile și n-am avut niciun caz nefericit în orașul și în județul Buzău mai ales. Bun, mergem mai departe, trecem la luna martie cu evenimentele mai importante din luna martie. Acciza la benzină a început prost luna martie, 4 lei în plus pe fiecare litru plătit de buzoieni. Tot o știre proastă cu accidentul rutier teribil comis între Buzău și Râmnicu Sărat, în care a fost implicat domnul Ionel Tociu, directorul AJOFM Buzău, nu mai punem imagine. Din fericire, domnul Tociu e bine, dar au fost și victime în accidentul respectiv. Leon Rusu a fost achitat de către tribunalul Buzău la acele acuzații destul de grave, e drept că procesul continuă la Curtea de Apel Ploiești. Tot o știre negativă, tristă, un cameraman de la o televiziune locală din Buzău a sfârșit cu camera în mână. Trecem la politică puțin, a fost vânzoleală pe la PDL prin luna martie cu demisia lui Cezar Preda din funcția de președinte. A fost un interimat al lui Valeriu Alecu câteva zile sau săptămâni și s-a terminat. Dar prezentăm știrea mai importantă din luna martie, o știre pozitivă, am salutat la momentul respectiv competiția mântru de liceul meu între liceele buzoiene și prezentăm și noi o știre din luna martie cu unul dintre cele mai importante meciuri ale acelei competiții dintre liceenii buzoieni, cel dintre HD-ul și Colegiul Tehnic. Haideți să vedem și noi cum a fost atunci. După primele două probe de prezentare a liceului și cea de cultură generală, Colegiul Agricol și Liceul Nenițescu se aflau la egalitate. Prima mitropolie a țării românești. Stop! Mergem aici. Greșit. Următoarele două probe la care liceenii și-au demonstrat talentul la muzică și dans, de altfel și cele mai gustate de public, au produs departajarea. Decisiva a fost cea de basket, la care Nenițescu a învins cu scorul de 25-11. Yeah!
Concursul Spectacol Mândru de Liceul meu va continua luni cu confruntarea între Liceul Becen și Liceul de Artă Buzău. Liceul de Artă. Da, am văzut și această știre legată de această competiție. N-a fost meciul pe care l-aș fi vrut eu dintre HD-ul și Colegiul Tehnic, însă important e că să marcăm acest eveniment, o competiție reușită, și așteptăm cu mare interes disputa de anul viitor. Dispută care, iată, stârnește multe ambiții între liceenii buzoieni. Bun, mergem mai departe, trecem la luna aprilie. Da, să fac și această precizare, a câștigat HD-ul competiția asta Mândru de Liceul meu pe undeva previzibil. Da, noi am apreciat la vremea respectivă inițiativa organizatorilor de a capta acest filon de energie, de inițiativă, de orientare spre frumos, spre un timp liber petrecut în mod eficient, constructiv pentru desăvârșirea personalității tinerilor. Să te întreci în muzică, în poezie, în sport, lucruri chiar la locul lor, care fusese oarecum devalorizate din cauza că să nu aducă aminte cumva de Dacia, da, de cântarea României sau de nu știu ce. Competițiile au existat întotdeauna și nu trebuie legate de epoci de tristă amintire sau de duioasă amintire pentru alții. Eu am vrut să revin, ca să nu trecem cu mare ușurință peste acciza la carburant, carburantul de care ne lovim, iată, toți așteptăm acum să vedem cu RCA-ul cum intrăm în anul ăsta, cât va mai fi carburantul, benzina, că vedem că în lume cam scade costul petrolului și la noi nu prea. Așa. Am ajuns, domn profesor, să fie mai ieftină benzina la Viena și la Bruxelles decât la Buzău. La toți ăia de la Viena, căruia noi îi dăm petrolul, lui OMV, Austria, noi, România. Și să fie mai ieftin la ei și la noi mult mai scump. Aici am spus, când am comentat această știre în martie, și revin și acum, că în prețul carburantului, a benzinei și motorinei în România, există trei componente. Prețul de producție, costul real al țițeiului, al prelucrării, până ajunge la pompă. Prețul de producție, în care intră și profitul tuturor, că toți trebuie să iasă și cei de la rafinărie și cei care extrag țițeiul și toată lumea și realizează profitul, deci tot prețul de producție, care să mulțumească pe toată lumea, e băgată în prețul carburantului, dar mai intervine acciza, adică suprataxa pusă de stat pe carburant ca obiect de lux, că se practică și în lume. Unii o pun mai mare, alții mai mică, și de aici este diferența mare la prețul carburanților, că alte state pun acciză mai mică, noi punem acciză mare, și la noi, ca la nimeni, din sutele de țări ale planetei Pământ, noi mai avem în prețul benzinei și motorinei recuperarea prejudiciului de la Bancorex. Au furat unii o bancă și în loc să se ia banii de la ea care au furat-o, căci că avem justiție, care este pe locul întâi în încrederea populației. Populația nu mai are treabă cu Dumnezeu. Dumnezeu cu biserica e pe locul 5. Pe locul întâi e DNA-ul, că așteaptă oamenii să facă dreptate. Ce dreptate e aia dacă în prețul benzinei și motorinei, ca să are tractorul, plătește și recuperarea prejudiciului de la Bancorex, că au furat unii o bancă, ca să ducă mașina pompierilor stângă focul, plătește și Bancorexul, banca aceea, că a fost furată, recuperarea prejudiciului, ca să ducă smurdul, să-i descarcereze, ca să ducă ambulanța la un bolnav, ca să mă duc eu unde am și eu nevoie și dumneavoastră toți să punem un litru de benzină, plătim toți în carburant în România, ca nicăieri în lumea asta și în istoria acestei lumi, plătim în prețul carburantului recuperarea prejudiciului de la Bancorex. Deci așa ceva, iar când un senator buzoian, că trebuie spus dacă asta e adevărul, l-a interpelat pe primul ministru, în scris, și-o găsiți pe calculator, domnule, nu-i corect, pune, domnule, justiția să scoată banii de la cine a furat banca aia, nu băgăm carburant, scoate prețul, recuperarea prejudiciului de la Bancorex din prețul carburantului. Senatorul buzoian Constantin Popa l-a interpelat pe primul ministru, le-a dat șahmat la toți, de nu știu pe unde scoată cămașa nici azi, dar vă că o las așa. Pătăcute, muțește, plătim în continuare toți, în benzină și motorină, recuperarea prejudiciului de la Bancorex, adică ce au furat niște hoți. Bun, trecem mai departe la luna aprilie. Haideți să prezint eu succint evenimentele mai importante din municipiul și județul Buzău de atunci. S-a scumpit franzela. Știți că se
redusese TVA-ul la pâine. A fost o reducere așa de câteva luni, apoi franzela asta, cel puțin a ăstora de la Boromir, s-a făcuse 13.000 de la 15.000 și doar câteva luni a durat minunea asta, am impresia vreo două luni, apoi din nou franzela a revenit la prețul de 15.000. Tot în luna aprilie acestui an am avut parte de un eveniment nedorit, o premieră nefericită, femeie violată în parcul Crâng. Am trăit să o vedem și pe asta, să o auzim și pe asta. Și nu oricine, un cadru medical. Nu o persoană, ca zici, că rătăcită cu mintea, care putea fi, știu eu, abuzată într-un fel. O persoană de toată, cum să spun eu, încrederea. Și în timpul zilei, nu în noaptea. În timpul zilei, da. Da. Tot vis-a-vis de parcul Crâng avem și o știre pozitivă din luna aprilie. După ani sau chiar zeci de ani de așteptări, s-a reînceput asfaltarea parcului Crâng. E drept că de ună zi am văzut altă știre că asfaltul pus atunci în luna aprilie a început să se crape pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale. Tot atunci, în luna aprilie, a venit la Buzău Crin Antonescu, da? Și a decretat, a spus dânsul la momentul respectiv cu emfază, așa că PNL are la Buzău una dintre cele mai tare organizații din țară. Iată, s-a cam ales praful de această organizație. Băgiu e unde e, Scutaru a plecat și el consilier prezidențial. Știrea pe care am selectat-o noi și o să o prezentăm din luna aprilie se referă la o tânără de etnie romă din comuna Berca. Loredana Neagu a făcut în conjurul televiziunilor naționale la momentul respectiv, tânără care a găsit un portofel cu 10 milioane pe care nu și l-a însușit, ci l-a predat la poliție. Haideți să vedem materialul. Un gest normal într-o societate anormală primește laude și atrage priviri admirative. E cazul Laurei Neagu, o tânără din Berca, de etnie romă și condiție materială precară. În urmă cu câteva zile a găsit un portofel cu 10 milioane de lei vechi, carduri și acte pe care l-a predat la poliție. Când ai luat portofelul, ce ai făcut? Ai dat în el sau cum? Portofelul era desfăcut așa, în două. Iar când am văzut un colțișor dintr-un milion, să știți că banii ochiul dracului, să știți. Mă zic, până la urmă zic, mă duc îl duc la poliție, că mama ne-a învățat așa. După ce gestul lăudabil al tinerei a fost făcut public de mass media, Laura Neagu își primește înzecit răsplata. Un post de radio îi va oferi preț de 10 luni câte 10 milioane de lei vechi, iar primarul din Berca îi va furniza materiale de construcții pentru a-și ridica o casă. Ne-a promis, îi mulțumim frumos și dacă ne dă, nu putem să avem pretenția să ne și facă, știți? Până la urmă, să ne facem dacă ne și dă. Eu v-am spus că vă repet și v-am spus și vă mai spun de 1000 de ori, n-am făcut asta, nici să primești ceva, nici să-mi dea cineva ceva. Ei, iată, până la urmă i s-a dat ceva Loredana Neagu, pe lângă banii respectiv. Minunea e că cred că s-a inaugurat deja casa noua casa a Loredanei Neagu de acolo din Berca. A mai difuzat Campus TV mai multe știri pe parcursul construcției acestei case. Probabil că deja Loredana, o minune, locuiește într-o casă nouă. Iată, grație acestui gest de a restitui niște bani găsiți pe stradă. O reacție normală a societății românești, care, iată, mai găsește resurse să arate și exemple de comportament uman și al celui care a returnat o sumă de bani și al celor care au sărit în ajutorul femeii să aibă și acasă la copilași. Acum se vor găsi probabil binevoitori să și mobileze într-un fel, pentru că o casă goală, vă dați seama. Așa. Oricum, e un fapt îmbucurător la care, cu puținul de care am fost capabili, am contribuit și noi. Da, luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim mai apoi cu celelalte luni ale anului 2014, prima lună, luna mai, urmează după publicitate.